Astăzi am ținut toată ziua magazinul deschis și după cum vedeți, m-au distrus clienți, au cumpărat tot de pe rafturi, uite, au rămas chestii goale, din păcate sau din fericire, pentru că avem aproape 2000 de dolari. Aparent au început să facă și mizerie, dar am lăsat ca să filmăm, să vedem cum facem curățenie. Și până una alta, vreau să închidem ziua asta în care doar am încasat toată ziua, altceva nu am făcut și avem aproape plus 2000 de dolari. Așa zic, mă. Aparent nu mai este mizerie în magazin și eu care am vrut să iau mătura să fac cura, vorbi serios mă. Dar știi ce? Las o mătură aici ca să o am la îndemână. Vreau să vă uitați puțin câte puncte avem. Avem 3 puncte și tocmai ce am folosit primul punct pe un angajat. Și bă, ce mă spăriet! Deci prima angajată e o femeie aparent. Și de pe tablița asta cred că o trimitem la lucru, dar momentan o lăsăm să stea aici că nu am nevoie. Sincer, am angajat-o din greșeală, ce să vezi. Dar noi trebuie să punem punctele pe alte chestii. Așa că o să punem pe oala asta. După care punem pe produse... Nu, mă, știi ce? Hai să punem și pe conserve de astea sau cior... Nici nu știu ce ești de fapt. Și punem și pe asta ca să deblocăm tot, mă. Deci, oficial, acum avem o grămadă de produse noi. Hopa! Produse congelate. Asta înseamnă că va trebui să cumpărăm și un congelator și o grămadă de produse noi. Și cum punem noi acum un congelator? Că suntem săraci, rău de tort. Bun, cred că îl pun momentan, nu știu unde să-l pun. Momentan iau doar un congelator și îl pun aici în mijloc ca să fie treaba bine. Voi vreți să-mi spuneți că doar două produse pot băga în congelatorul ăsta, mă? Și cât am dat pe unul? 350, vai de capul meu, nu mă văd bine deloc azi. Deci nu știu ce comenzi să mai dau, frate, că dezastru pe bani acum. O să facem în felul următor. De 351 de dolari o să cumpărăm produsele pe care le aveam până acum să punem cât de cât să fie din toate. După care vedem ce facem cu restul banilor, să cumpărăm produsele noi, logic. Și pe lângă asta, cred că o să scumpesc toate produsele să fie la limita posibilului ca să se cumpere mai puțin, practic. Bun, facem în Felul următor. Deci am pus la absolut toate, toate produsele exact prețul maxim. Deci practic dacă produsul se vinde cu 1,5 l-am pus la dublu, la 3. Adică toate produsele astea le-am pus la dublu și problema e că nu prea mai avem bani. Dar m-am gândit la următoarea strategie. În primul rând trebuie să luăm niște rafturi din astea clasice, că ce să și facem cu viața noastră, ca măcar să avem aici ce să punem. După care mergem noi frumos. O să vreau să o angajez pe domnișoara la casă. Dar mă gândesc că o angajez după ce dau drumul la magazin sau acum. Stai. Ia. Ok, bun, am trimis-o la casă, momentan n-am dat drumul la magazin, deci asta e bine. Și noi acum vreau să mergem aici, la astea cele mai scumpe. Pentru că, practic, din astea o să fac cel mai mare profit. Mă costă 780 de dolari, le iau pe astea, produse care se pun doar pe rafturi. Și momentan pe pauză celelalte, ce pot să zic? Ia să vedem. Conserve de ton, bă. ăstea chiar ar trebui să facă profit ca lumea. Și au și încăput. Mamă, în cap o grămadă acolo. Deci asta e de bine. Ia mă, cu cât se vinde o conservă normal? 3,95. Oho, deci noi o să punem la aproape 8 dolari. Sigur că da. Bun, următoarea este fasole roșie, bă. Hai să vedem cu cât se vinde și fasolea roșie. Bă, asta e așa ieftine, mă. Dar faza e că avem multe conserve într-o cutie, altfel nu-mi explic de ce așa scumpă cutia de, con de fasole, bă! Bun, aici avem mâncare de pisici. Bă, o să pun mâncarea de pisici aici, lângă ceai, că de ce nu, dacă da? Asta... Bă, asta e scumpă, bă! 12, deci noi o vindem cu 24, cam dublu, mamă. Și dacă se întreabă cineva de ce am pus prețul dublu, ca să se vândă un pic mai încet, ca să ne ține mult mai mult în magazin, pentru că momentan vreau să vând din produsele noi în Panda să facem profit, să avem și noi produse noi pe stoc, nu? apropo, aia cred că era mâncare de câini, nu? Da, da, da. Bun, aici avem mazare, Deci conservele astea sunt destul de ieftine, doar alea de animale sunt foarte scumpe, mă. Iar mâncare de pisică, mă, în cotură. Unde o mai punem? Aici o punem ce să și facem. Opa, dar și asta e foarte scump. Atenție la neatenție. Bă, eu sper că n-am aruncat ceva ce nu trebuie mâncarea asta. A, zero. Ok, deci o încăput toată pe raft. Asta e bine. Din nou facem ghenă de gunoi aici, dar ce să-i și facem? Bun, mă pun să pun prețul după care dau drumul la magazin sau nu? Fiți antene, mai avem 100 de dolari. Putem să cumpărăm ceva înghețat, să băgăm și noi în congelatorul. La uite niște pizza. Și niște câți bani mai avem? Nu prea mai avem, bă, niște fondu. Ia să vedem, 98 de dolari mă costă. Vreau să bag pizza la congelar, ia uite-o. Frumos, mă, în sfârșit vindem și pizza, ia. Mama, așa le punem aici de alatul, ok. Și primesc 2 dolari 41 pe o pizza. Bă, nu e cea mai real din lume, dar nu fac nici mare profit, din păcate. Și ia stai, nu, mă, nu. Doar două sloturi sunt în congelator, din păcate, dar... Ai. Oficial am pus și prețurile la tot ce am cumpărat. Apare nu era chiar dublu, m-am înșelat eu. Ăstea le vindem cu 15, alea cu 15, 70. Și ăstea nu sunt atât de scump. Ăstea cu 10, 50, vezi că nu-i rău. Și apropo, am pus și o 10, 49, nu am mai pus rotund neapărat, pentru că... Are cine să se ocupe acum Și hai să dăm drumul la magazin Să vedem ce se poate întâmpla Și apropo, am aflat și eu că dacă dai click dreapta pe banii de aici din casa de marcat, ți ia înapoi, bă. Deci dacă dai prea mult la un client, poți să-ți iei înapoi, nu-i mare tragedie. Apropo, bă, am uitat aproape cel mai important lucru pe ziua de azi. În ziua cu numărul 8 am fost anunțat că cei că ar veni hoții. Acum, stai să mă duc să-mi iau mătura, bă, că nu mai am nevoie de ea aici. A punem mătura aici undeva lângă intrare și ne pregătim de hoți. Deja am avut un client, ia uite-l. Se plâng, bă frate, toți că nu găsesc, dar ce să facă, nu pot. Ideea este că mai trebuie să cumpăr cel puțin un congelator și cel puțin un frigider. Și asta mă costă 1000 de dolari, deci mai avem de lucru. Ia să vedem, se descurcă tanti nu angajată? Bă, vezi că se descurcă destul de repede. Mamă, dar o și pot ajuta, cred că. Bă, da, așa mai vii de acasă și cu ocazia asta nu o să mai fim înșelați niciodată la preț. Ia, poți să o ajut? Uite, chiar pot să o ajut. Hai da, mamă, pe așa da. Deci eu acum trebuie să mă ocup strict doar de magazin, dar ce să vezi că momentan n-am ce face. Ia fiți antenă, primul gunoi din magazin. Vreau să-l culeg să vedem ce se poate întâmpla. Ia, dăm cu mătura. Atât mă? Asta e că ăsta nu gunoi, ăsta eu l-am aruncat aici. Am micșorat chiar un pic de tot prețul la mâncarea asta că nu se vinde. Și ba, asta de sus se vinde, că de când asta roșie deloc. Oficial, neoficial, ne permitem cumva un frigider? Da, mă, da. Acum, întrebarea este unde să mai pun unul? Cred că le pun aici unul lângă altul frigiderele. Numai că acum trebuie să strângem bani să avem ce să băgăm în el. Ce să vezi? Hai că mai strâns deja niște bănuți și vreau să cumpăr unt în primul rând. După care ceva brânză, atâta parme... niște parmezan îmi permit? Da, mă, da. Deci niște unt și parmezan am pus frigiderul și hai să punem în el. Ia vedeți aici untul la 6.50 bucata și parmezanul la 3.60 bucata. Bă, dar prima oară când mă uit atât de atent la ele. Voi vedeți ce bine se văd. Au textură frumos, au scris, au tot ce vrei pe ele. Fiți antenă că fac o nefăcută, bă, aici dacă cumpăr și că e conexiune Wi-Fi și ar trebui să primesc mai mulți clienți. Bun, oficial am băgat punctul în treaba aia. Și din nou s-au mai strâns niște bani, așa că mai cumpărăm. Dar ce să mai cumpărăm? Niște mozzarella, niște iaurt din ăsta care nu știu care e faza cu el și niște brânză din nou. Mamă, ne, ne umplem de brânză, bă! Mai avem măcar loc în frigider? Da, avem loc pentru că o să scot iaurtul. Deci ce efectiv e teroare? Nu mai fac față nici cu angajat ca să ne înțelegem. Bun, pun aici mozzarella cheese, bă, astea mozzarella ar trebui să fie scumpă. Păi uite cum e exact ca în realitate, fratele meu, uite-te tu lea cum arată. Bă, mi-a făcut un pic poftă de niște la din asta. Trebuie să-i punem neapărat și prețul. Dacă e 2,9, îi punem 148. Ia aveți brânza asta cum se pune pe raft. Frumos, elegant. Ba, acum nici nu putem să mai avem cine știe ce ordine până nu mai avem mai mulți bani. Că pur și simplu pun și unde apuc și ce apuc. dă te un pic că trebuie să pun prețul la brânză de... 4 dolari 90 de cenți. Sper că sunteți mulțumiți. Și mai am iaurtul ăsta pe care trebuie să-l pun în locul ăsta roz. Așa că Mă dus să iau o cutie goală. Scot iaurtul roz de aici, că nu are ce căuta. Îl pun aici. Și ce mi-a rămas să-l pun aici înapoi în raft. După care ia să punem noi aici iaurțelul, urțelul, mă. Ia uite-l frumușața. Bă, mi-a mai rămas și de ăsta. În cap destul de puține bucăți de astea de iaurt și costă, bă, putem să-l punem la un 6 și un pic pe ăsta, 6, 40, eu zic că e un preț corect, sincer. Bă, sunt un ecar destul de tare afară, au făcut ăștia deja mizere ca lumea în magazin. Dar se vede că se cumpără pe foarte mulți clienți. În schimb, nu a venit niciun hot sau cel puțin n-am văzut să vină. Ceea ce e cam bine dacă mă întrebați pe mine, dar nu mai avem ceai de mentă, ce să vezi. Mamă, dar negulesc ăștia toate rafturile. Din fericire avem ceva bani, așa că hai la comenzi. A venit din nou al doilea moment mare în care mai cumpărăm un congelator. Ce să vezi, îl punem lângă ăsta exact aici și -a în mijloc. Și acum să vedem că cred că avem și bani să mai cumpărăm. Ia, fiți antenă că nu-i chiar așa. Bun, Frozen Products. Mamă, de aici doar două am luat. Dar avem bani să le luăm din toate, mă. Mă, mă, costă 375 și am 555. Deci, oficial, umplem tot. Bă, problema e că am luat patru produse și aici în cap două, da. Mai cumpărăm încă un congelator. Ce să facem cu viața noastră? Efectiv, bărbatul ăsta a luat ultimul ulei de pe raft, bă. Și oficial ne permitem să ne mai cumpărăm încă un congelator din ăsta și cu trei rămâne momentan. Acum nu sunt neapărat lăsate așa permanent, dar acum pe moment eu zic că le ținem bine. Și mai avem afară fix două cutii. Ba, mai avem trei cutii. Deci mai trebuie să mai cumpărăm, bă, frate. M-am băgat la prea multe dintr-o dată, sincer. Deci, efectiv, nu trebuie să mai pun puncte din astea foarte curând. Și eu nici măcar nu am fost atent ce am pus aici, în congelator. ce asta? Mază recongelată. O putem pune la aproximativ 9 dolari, vorbi serios, 8.30. După ziua asta, gata, bă? Gata, bă, toți clienții. Bun, vreau să aduc și celălalt produs. De fapt, celelalte. Ce să știa tu, cartofi? O, oh, cartofi-pai, sigur că da. Punem și cartofi-pai. Și ăștia costă 4. Bă, nu sunt cei mai ieftin din lume, sincer. Ia, da, asta încoace. Bă, eu n-am văzut să vină, sincer, vreun hoț. Îi punem la 7,45. Nu știu dacă n-am fost eu pe fază sau ce s-a întâmplat, dar eu n-am văzut. Bun, luăm și chestia asta și o punem în raft, pentru că de ce nu, dacă da. Și oficial, pentru un moment, vreau să termin ziua și să vedem ce scrie pe aici. În primul rând, cât mă costă să o țin pe doamna? Ia, 100 de clienți! Bun, din cam minus 1800, vai de viața mea! Bun, am citit și eu toate alea și aparent doar 80 de dolari am cheltuit pe toate cheltuielile în afară de produse. Angajatul au cerut doar 60 de dolari. Bă, de fapt, 60 de dolari pe zi nu e atât de rău, e chiar foarte bine, deci... Eu zic că ne descurcăm frumos, dar acum trebuie să schimbăm din nou toate prețurile pentru că cred că se poate mai bine. De fapt, știi ce? Un singur client din 100 s-o plâns că ceva ar fi prea scump, așa că oficial prețurile rămân exact cum sunt, dăm drumul la magazin și încercăm astăzi să facem profitul la blană ca pe ziua următoare să avem și noi ce să facem cu viața noastră. Ia vedeți aici 61 de dolari, bă, deja încep oamenii să facă cumpărături adevărate. Am trimis-o un pic pe domniță în pauză să mă ocup eu aici să vedem ce și cum, că n-am mai luat de mult niște bănuți. Și chiar stare tare curios dacă am trimis-o în pauză, o să-mi ia la fel bani la sfârșitul zilei sau mi-a mai puțin. A, chiar fiți antenă, trebuie să-i dau 29,13 și am dat 30. Acum eu pot să dau, de exemplu, pe ăsta click dreapta și o scăzut efectiv suma asta. Și eu pot să fac așa, de exemplu, să merg în minus. Și mi se pare foarte tare, nu înțeleg cum de n-am știut până acum, dar se strâng prea mulți clienți, bă! Am terminat și cu ziua de marți și cam așa arată situația în congelatoare. Destul de binișor, doar că aici o golit abia cum am pus ălea. Pe rafturile astea destul de ok, aici gol, frate, uite, au golit tot magazinul aproape. Ce am observat, margarina și pâinea s-au vândut foarte puțin, nu știu exact de ce. Uleiul abia l-am pus azi dimineața și deja mai e destul de puțin, deci uleiul se vinde bine. În rest, binișor aș putea spune. Și hai să închidem magazinul și stare curios dacă a angajata mea la fel bani. Da, mă, da, mi-a tot 60 în condițiile în care am lucrat eu toată ziua. pe păi așa se face, mă. Deci doar 8 clienți s-au plân plâns, că nu au găsit produs și unul singur că ce că e prea scump. Deci eu cred că putem să mai scumpim un pic produsele, dar Momentan avem altă prioritate, trebuie să mai cumpărăm ceva pe aici, chestii, rafturi, nu știu. Bun, vreau să facem niște cumpărături, am mutat puțin congelatoarele și vreau să mai cumpăr încă unul pe care să-l punem exact așa lângă celelalte. Bă, eu zic că am făcut destul de elegant aici cât am putut și eu. Bineînțeles că mai avem nevoie și de un raft pentru că ăsta stă singurel aici și nu-mi place, sincer. Bun, și momentan nu știu dacă ne mai trebuie neapărat al patrulea frigider, momentan vreau să investim bani în produse. Oficial am făcut lista de cumpărături, aproape toți banii ne mai rămân 10 dolari și mi-ar mai fi trebuit undeva la 50 de dolari. Deci eu zic că ne descurcăm bine, cumpărăm toate astea și când mai avem 50 de dolari mai avem un singur produs de cumpărat ceva de pe aici, de pe la congelate și ia să vedem. Aia zic, tata, aia zic. Ia uite cum apar din cer produsele. Bun, acum o să am de muncă serios. Sunteți pregătiți să vedeți ce am în depozit? Bă. Ia, vezi, în condițiile în care am și aruncat câteva cutii. Bă, asta nu acolo trebuia să stea, asta trebuie să stea aici. Deci, tot ce vedeți aici e gol și credeți-mă că sunt mai multe decât par. Și magazinul e destul de plin, deci, efectiv, nu mai am nimic să-mi lipsească. Bineînțeles că se tot vând și mai am puține, de exemplu, aici, dar avem din toate. Deci, nu e niciun raft gol. Momentan aici nu am pus nimic, dar o las un prime moale pe ziua asta, că, efectiv. Toată ziua doar am băgat produse, doar atât am făcut. Și de mâine încolo trebuie să gândim foarte bine ce facem, mai ales că este joi. Și după cum bine știți sau nu știți, joia se schimbă prețurile la toate produsele, deci o să am de lucru ca lumea. Și în sfârșit așa se termină o zi de succes, fratele meu. Avem 2600 de dolari în condițiile în care pe toate rafturile avem produse destul de multe. Adică nu ducem lipsă de nimic, mai dau acum o comandă de câteva produse să fie tot, tot, tot plin ca niciodată. După care dimineața trebuie să vedem ce facem cu prețurile. Deja mai avem doar câteva cutii, vezi că m-am descurcat cu reciclarea. Bun, închidem magazinul și vreau să văd ce profit am azi. 30 de dolari, serios? Mamă, doar 4 clienți care nu au găsit ce au vrut din 110 și atât. În rest tot o perfect despre ce vorbim. Oficial am umplut toate rafturile cât de mult am putut. Mai am 200 de dolari, dar nu mai mi ajung să fac mare lucru. În principiu avem produse bereche din toate, nu mai ducem lipsă. Și dacă ați observat, am actualizat toate prețurile, da, absolut toate, la maxim minus un cent. Deci dacă sarea se putea da cu maxim 1.06, eu am pus-o la 1.05 pentru că eu sunt de treabă. Eu o dau mai ieftin. Hai că o dau mai ieftin. Deci practic avem toate produsele puse la preț maxim, dar ne oprim aici și a pentru episodul de azi. După cum vedeți aici, mai avem 3 puncte, deci pentru episodul următor avem o grămadă de chestii de făcut, inclusiv să mai angajăm un om aparent. Și după cum vedeți, chiar și în depozit mai avem produse, deci suntem super bine. Sper că v-a plăcut episodul, vă mulțumesc pentru vizionare, eu mă bag în congelator și pașpa.